Mihăiță Mincioagă, nepotul lui Valeriu Damian, arestat preventiv în mai pentru că ar fi instigat la uciderea unchiului său pentru o datorie de aproape 300.000 de euro, mai are acum o problemă. Un birou al unui executor judecătoresc l-a somat să plătească în termen de 15 zile datoria pentru care se presupune că ar fi ordonat uciderea unchiului. Cei doi inculpați Druță s-au folosit de prilej și pentru a satisface interesul învinuitului Mincioagă Mihăiță, nepot prin alianța al victimei și aflat în litigiu cu acesta pentru un debit de aproximativ 3 milioane de lei pe care îl datora familiei victimei, singurul interes de dispariția victimei. Astfel, inculpatul Murtaz Aliev Ramazan, urmând a acționa și pentru suprimarea victimei odată cu jaful, au arătat procurorii băcăuani. Pentru cei 300.000 de euro, Mincioagă și familia Damian s-au judecat ani buni prin tribunale, iar instanța a dat câștig de cauză familiei Damian în 2010 printr-o decizie a Curții de Apel Bacău. Acum, în două săptămâni, Mihăiță Mincioagă trebuie să returneze 2.057.765 de lei și o dobândă de 950.000 de lei. În condițiile în care nu veți executa de bunăvoie obligația, se va proceda la scoaterea la vânzarea imobilului apartament compus din 3 camere și dependințe situat în Bacău, strada Ana Ipătescu. Somația de executare silită a apărut la finele acestei săptămâni ca anunț în presa locală. Mincioaga a cerut pe 10 iulie să fie eliberat din arestul preventiv, însă magistrații au respins cererea sa. Cazul Damian va trebui trimis spre judecare cât mai curând, pentru că pe 6 august expiră numărul maxim de zile de arest preventiv, 180, pentru primii dintre cei arestați de procurorii băcăuani, și anume frații Druță.